Adel, ce și ceasurile sunt înaintate, nu vor insista nicio prea multe anumite idei ale părintelui. Aș vrea doar legătură cu opera și cu gândirea asta, doar două lucruri să menționez. Pentru că, deci, Costion l-a amintit pe părintele Marc Antoan Costa de Beauregard. Probabil că mulți dintre voi știu că părintele francez a scris o carte inițial în limba franceză, apoi s-a tradus și la noi, care este o carte de convorbiri cu părintele Stăninoae, convorbiri care s-au purtat la Mănăstirea Cernică și care are ca titlu în limba franceză Os comprendre que je t'aime. Deci îndrăznește să crezi că te iubesc, care de fapt era mesajul dumnezeiesc pe care părintele îl transmitea celor care îl cunoșteau. Deci Dumnezeu, prin dânsul, ne spunea că ne iubește. Apoi aș vrea să, chiar prietenii mei, Costea și Costion, mai înainte, vorbind despre ideile și opera părintelui, ceea ce era într-adevăr copleșitor și uimitor, era că părintele putea să abordeze orice subiect din orice domeniu, pentru că părintele are o publicistică extraordinar de largă, care nu este doar una teologică, probabil că studenții teologi de aici cunosc acest lucru. Costion a scos o carte despre articolele scrise în perioada interbelică despre viața politică din România și părintele are o sumedenie de alte articole despre poporul român, spiritualitatea poporului român, limba, folclorul românesc și așa mai departe. Deci, această cuprindere extraordinară era copleșitoare, degeaba cineva a spus că părintele era nu doar un teolog uriaș, ci un adevărat geniu. În fine, aș vrea să vorbesc tot la fel despre două calități extraordinare ale părintelui, capacitatea de a admira, de a se înmina de toate cele, de la creație până la creația cosmosului, până la oameni, până la... De pildă, eu mi-aduc aminte foarte viu despre comentarii pe care le făcea părintele atunci când veneau cu lintător. Ne-am avut de câteva ori șansa să găsim niște adevărați rapsozi populari care să îi cânte părintelui și maicuțe, să le cânte părintelui și maicuței niște colinde vechi și mai puțin cunoscute și foarte frumoase și părintele întotdeauna descoperea în versurile acestor colinde foarte adânci cugetări teologice și într-un duc conforme dogmaticii ortodoxe. De asemenea, ca o ultima mărturie care arată capacitatea care cumva ar întregi portretul acesta al părintelui, poate că puțin știu că părintele la sfârșitul vieții sale a avut o încercare foarte grea în ceea ce privește continuarea muncii sale de scriere, traducere, de împărtășirea cuvântului lui Dumnezeu și de scrierea cuvântului lui Dumnezeu, și anume părintele creșteau genele invers. Deci, practic, vă închipui ce înseamnă acest lucru, înseamnă că ele intrau în ochi. Și era o suferință foarte mare. Părintele, din dragostea de împlinirii operei pe care se simțea dator să o continue, suferea dese intervenții pentru scoaterea genelor care, deci, bineînțeles că mă supărau foarte tare. Era pentru noi un model de răbdare și de devoțiune acest fel în care își îndeplina această încercare.